Cazania duminicii întâi din post, Dumnezeu este pururea de față. Într-un numele Domnului preacuvioase, Părinte, binecuvântează spre a se citi. Amin. Frați creștini, Dumnezeu, având nemărginită ființa sa, este pretutindenea. După cum ne spune și psalmistul David zicând, unde mă voi duce de la Duhul tău și de la fața ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, tu acolo ești, de mă voi pogărâni, ar de față ești. De voi zbura pe aripile zorilor și mă voi slășlui pe marginile mării și acolo mâna ta mă va povățui și dreapta ta mă va ține. Mintea noastră mărginită nu poate cuprinde această taină, ci abia dacă o înțelege. Ca printr-o perdea de fum și nu desăvârșit. Dumnezeu este tot, în toată lumea și în tot, în fiecare parte a lumii. Dumnezeu vede cele ascunse, aude cuvintele care nu s-au grăit și cunoaște gândurile. Filip vorbește cu Natanael de Osieb sus Mochin, iar Dumnezeu, mai înainte de a deschide Filip gura sa, îl vede pe Natanael și aude cuvintele lui Filip. Te-am văzut când erai sus Mochin mai înainte ca Filip să te cheme, îi spune Iisus lui Natanael. Cunoaște bunătatea minții și curăția inimii lui Natanael, căci îi zice, iată cu adevărat israelitean în care vicleșug nu este. Înțelegem deci cât de adevărate sunt spusele psalmistului David, pe care le-am arătat mai sus. Din acestea noi învățăm că Dumnezeu este înaintea noastră pururea și vede toată lucrarea noastră, unde aude toate cuvintele noastre, cântărește toată pufta inimii noastre și cercetează tot gândul cel ascuns al minții noastre. Patriarhul Iacob, când a înțeles că Dumnezeu a stătut înaintea lui, s-a cutremurat atât de mult, încât cu frică prorocul Daniel, când a văzut vedenia cea mare, l-au lăsat puterile și a căzut la pământ. Deși l-a întărit îngerul zicând, nu te teme, Daniile. Deci dacă aceștia, fiind oameni sfinți și drepți, atât de mult s-au spăimântat când au socotit că Dumnezeu a stătut înaintea lor, ce fel de frică și cutremur se cuvine să cuprindă sufletul și inima noastră a păcătoșilor când socotim că Dumnezeu stă totdeauna de față înaintea noastră. Cel ce are de-a pure acest gând în mintea sa niciodată într-adevăr nu păcătuiește. Deci unii creștini zic că nu-L văd cu ochii pe Împăratul Ceresc. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Fiul unu născut care este în sânul Tatălui, acela a spus. Zice și Sfântul Evanghelist Ioan, pentru că Dumnezeu nu poate fi văzut cu ochi trupești. Ce vedem însă când ridicăm ochii noștri în sus? Vedem cerul, soarele, luna și stelele. Ce vedem când lăsăm ochii noștri în jos? Vedem pământul, marea, iarba, pomii, roadele, dobitoacele, oamenii și altele. Într-adevăr, acestea nu sunt Dumnezeu, ci făpturi ale lui Dumnezeu. Dar văzându-le, înțelegem negreșit pe ziditorul lor. Văzând pânză, înțelegem că este și pânzar care a țesut-o. Văzând corabie, înțelegem că este și corăbier care a făcut-o. Văzând grădină, înțelegem că este și grădinar care a lucrat-o. Văzând icoană, înțelegem că este și zugrav care a zugrăvit-o. Tot așa, văzând cu ochii trupești făpturile din jurul nostru, înțelegem vrând nevrând, cu ochii gândului nostru, pe făcătorul și ziditorul acestor, adică pe Dumnezeu. De la zidirea lumii, oamenii fiind făpturi în jurul lor, au văzut întrânsele lucrările lui Dumnezeu, cele nevăzute. Puterea lui cea veșnică, dumnezeiască lui, cum spune Sfântul Apostol Pavel zicând, într-adevăr, însușirile cele nevăzute, puterea lui cea veșnică a lui Dumnezeirie se văd prin cugetare de la începutul lumii,
din păpturile lui, ca ei să fie, ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Adică cei ce zic că nu-L văd pe Dumnezeu, osebit de aceasta nu simți moare, că omul are ochii sufletești precum are și ochi trupești. De câte ori cu ochii minții noastre vedem fețe ale prietenilor și ale vrăjmașilor, case, biserici, meserâuri, mări, zboare și orice dorim. Nu am cunoscut oare cum lumina credinței luminează ochii minții mai mult decât lumina soarelui, ochii trupului? Și drept urmare, cum ochii minții străluciți de credință văd mai desăvârșit decât ochii trupului care sunt luminați de razele soarelui. Ochii trupești, frați creștini, de multe ori se înșală. Vezi soarele mai mic decât pământul, dar el este fără de asemănare mult mai mare. Vezi de o parte o cetate mare, mică cât o căsuță, vezi vâs la dreapta că este frântă în apă. Ochii credinței nu înșală niciodată. Pentru aceasta Sfântul Apostol Petru, deși a văzut cu ochii pe Hristos, Cel ce s-a întrupat și minunile și dumnezeiasca Lui schimbare la față, și patimile și îngroparea și învierea Lui, socotea mai adevărat cuvântul prorocilor care mărturisesc despre Iisus Hristos decât cele ce a văzut și a auzit El zicând. Avem astfel întâlnirea cuvântului prorocesc. Deci chiar dacă nu-L vezi pe Dumnezeu cu ochii trupului, îl vezi însă cu ochii sufletului. Ai încă pentru aceasta cuvântul prorocesc mai adevărat decât ochii tăi ca și Petru. Iată ce spune prorocul Daniel. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea este pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pe lângă toate acestea, ai însuși cuvântul pe care l-a grăit Domnul către Natanael zicând, te-am văzut când erai sub smochin mai înaintea ca Filip să te cheme. Iar cuvântul prorocului te învață să vezi de-a pururea pe Dumnezeu, stând de-a dreapta ta și cele vorbite de Iisus cu Natanael, te învață că Dumnezeu vede și ia aminte la toate faptele tale. Când vei ține seama de aceasta, în toată viața ta, atunci chiar dacă se apropie și se pornește voința ta spre păcat, se oprește. Ca pe glasul conștiinței care strigă și grăiește, nu face mădularele tale mădulare al unei păcătoase, căci de-a dreapta ta stă și vede fapta ta ce are. Cel ce judecă pe cei necinstiti în căsnicie, nu întinde mâinile tale spre nedreptate, căci de-a dreapta ta stă și vede judecătorul cel drept, care trimite pe lucrătorii nedreptății, aude unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Nu face păcatul căci înaintea ta stă și aude cel ce judecă și pedepsește pe toți cei neînfricați la limbă. Nu te duce cu mintea ta la gânduri viclene, căci le vede văzătorul a toate cel ce stă înaintea ta, cel ce cercetează inimile și arunchii și numără perii capului tău. Cine nu se rușinează să facă faptele înaintea oamenilor, iar tu nu te rușinezi să faci înaintea ochilor lui Dumnezeu. De oameni te temi, iar de ziditorul făpturii nu te cutremuri. Cel care crede acestea și se gândește totdeauna la aceasta, ori de câte ori vine la dânsul ispitea diavolului, se împotrivește căci cuvântul pe care l-a grăit Iosif către egipteancă. Atunci când îl îndemna să se vârșească cu ea păcatul, cum să fac eu acest mare rău și să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu? Cuvântul psalmistului care zice, văzută mai înainte pe Domnul înaintea mea purea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin, este păzitor și sprijinitor împotriva păcatului. Iar cel din Evanghelia de astăzi spuse de Iisus lui Filip, te-am văzut când erai sub smochin mai înainte ca Filip să te cheme, îndeamnă pe om numai la fapte bune, fiindcă Dumnezeu vede totul. De El nu ne putem ascunde, nu putem ascunde nimic, nici chiar gândurile. Niciodată în alt timp îngrijitorul nu face lucrul său mai cu râvnă decât când stă înaintea lui stăpânul său și îi vede lucrul.
Când stă de față, stăpânul este multă râvnă la inima îngrijitorului, pentru că știind îngrijitorul că stăpânul vede și osteneala și râvna lucrului său, atunci nădăjduiește și el o mai mare răsplătire și dragoste din partea Domnului său. Deci când postești sau te rogi sau ajuți pe cel sărman sau miluiești pe văduvă și te gândești că stăpânul și Dumnezeu tău este de față și îți vede osteneala postului tău și grija rugăciunii și răbdarea ta la priveghere și la râvna milosteniei, deci când te faci, când faci lucru bun și crezi că Dumnezeu fiind de față vede și starea inimii tale și smerenia cugetului tău pe care le scrie cu toate întâmplările lor în cărțile ce se vor deschide în ziua răsplătirii. Atunci fiind încredințat că Dumnezeu varsă peste tine mila și harul său, te faci bine, râvnitor și la săvârșirea faptelor bune, atunci cu mare sârguință îți vergi sudorile tale peste săvârșirea lor, atunci afeiorosești faptele bune, toată dorința și te întărești spre ele, sufletul și inima ta. Psalmistul David mărturisește că totdeauna când se gândea că Dumnezeu este pururea înaintea lui, atunci avea de pe urma acelui gând, în afară de folos duhovnicesc și folos pământesc și trupesc, fiindcă văzând în prăpastia păcatului și nici nu se clătina din calea faptelor bune, ci nădăjduim că Dumnezeu în tot necazul ca să-i veselească inima lui și să-i umple de laudă și de bucurie limba lui. Vă săzutam mai înainte pe Domnul înaintea mea purea, că zicea el, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatim. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea. Dacă încă și trupul meu se va sălășlui în nădejde, că nu vei lăsa sufletul în iad. Într-adevăr așa este. Îți face necaz cel puternic, vrăjmăși în cinstea ta, răpește averile tale, te apucă cu te nedreptățește, pătimește, suspini, plângi, aleargă mintea ta aici și colo ca să afle mângâiere. Dar nici o scăpare n-ai, nici un sprijin nu găsești. Și acestea fiind, gândește-te că Dumnezeu înaintea ta este și vede silnicia celui ce nedreptățește și necazul inimii tale. Acest gând îți aduce în sufletul tău nădejdea în Dumnezeu și zici, El îmi va fi apărător, El îmi va face dreptate, El mă va scăpa de sălnicia celor ce mă nedreptățește. Această nădejde tare potolește suferința ta, încetează sufletul tău, șterge lacrimile tale, aduce veselie în inima ta și rugăciune cu bucurie și limba ta. Te-ai îmbolnăvit greu, doctorii nu te vindică și nici doctorile nu ți ajută. Crezi durerile, necazul tău este greu și mângâiere nu ai de nicăieri. De aceea te cuprinde frica morții, dar gândește-te în acest timp că Dumnezeu este înaintea ta și vede starea ta cea nenorocită. Atunci spune, atotputernice, nemărginită este iubirea ta de oameni și milostivirea ta este nemăsurată. Vezi durerile mele, auzi graiurile mele cele de tânguire, miluiește zidirea ta și nu te uita la păcatele mele. Gândul acesta va aduce în sufletul tău nădejdea vindecării tale. Această nădejde va mângâia durerile tale, va goni frica ta, va liniști tulburarea inimii tale, aceasta să o face în primejdii, în necazuri și în toată întâmplarea și nevoia. De multe ori, din cauza greutății suferinței tale, se va necăși sufletul tău și tornic să dobândească grabnică ajutorare, se va plânge că nu primește nicio mângâiere, dar atunci îți vei aduce aminte că de dreapta ta este Dumnezeu, care poate toate. Într-adevăr, va veni mângâierea și veselia de la Dumnezeu în inima ta. Adus-mi aminte de Dumnezeu și m-am veselit, zice psalmistul. Dumnezeu și Doamne al mine, stăpâne al sufletului și al trupurilor noastre, cu adevărat nemărginit este noianul iubirii tale de oameni. Ne-ai arătat chipul prin care să fugim de păcat și să ne întărim spre săvârșirea faptelor bune. Prin acest chip aflăm mângâiere și izbăvire în toate primejdile vieții acesteia. Iubiți credincioși, chipul acesta nu cere din partea noastră nici o stăneală, nici cheltuială, nu aduce nici supărare, nici tulburare.
Să nu faci nimic și să nu dorești nimic. Dacă nu te vei gândi mai întâi că Dumnezeu este de față, înaintea ta și vede mișcările tale. De vei face acestea, scap de orice păcat și te faci râvnitor la săvârșirea oricărei fapte bune. În primejde, în necazuri, în nevoi și în orice întâmplare, adu-ți aminte că Dumnezeu este de-a dreapta ta și vede necazurile tale. Dacă vei face aceasta, vei avea în față, vei avea în orice suferință gramnică mângâiere și adevărată izbăvire și vei putea zice totdeauna ca psalmistul David: adus-mi aminte de Dumnezeu și m-am veselit. Amin. De-am să